Vă întâmplă microfon. Nu vreți să înțelegeți. Dumneavoastră sunteți cel care trebuie să emiteți un ordin pentru constituirea Comisiei Județene care va întocmi amenajamentele pastorale, o lege din ianuarie 2018 la care încă nu am dat post și nu avem acel ordin. Eu nu pot să răspund de suprafața de 180.000 de hectare de pășuni declarată de România la 1 ianuarie 2007 către Uniunea Europeană, suprafață de pășuni care conform datelor statistice din Sistemul Național Statistic al Terenurilor, întocmit anual prin completarea unui formular de către toți primarii sub semnătură și responsabilitate proprie, este de 167.000 de hectare astăzi, conform datelor APRIA din 2018, privind situația terenurilor agricole aflate în plată, este de doar 96.000 de hectare, deci o diferență enormă de 90.000 de hectare cu care noi vom da socoteală. În 2020, trebuia în 2019, dar s-a prerogat termenul, e bine că s-a prerogat, avem timp destul să medităm și să lucrăm. Dar trebuie să lucrăm împreună și această situație trebuie cunoscută. Nu mai putem sta și să plătească codicea. Am plătit. Am avut un an de zile corpul de control și am fost sancționat cu 20% pe 3 luni. Atâta mi-au găsit. E bine. Voi respecta, voi plăti datorii. Dar eu nu pot singur, conform aceste adrese, să fac să anulez toate amenajamentele pastorale și să le fac din nou. Deci eu trebuie să vă informez. Că vă place, că nu vă place. Știu că nu vă plac ochii mei. Trebuie să mă suportați, dar veți ce face. Și o să mă suportați în continuare. Cu bune, cu rele, asta este. L-ați terminat? Da. Da? Bun. Eu nu spăl rufele în familie. Din punctul meu de vedere, din punctul meu de vedere, îl știți foarte bine, nu înțeleg intervenția dumneavoastră. Prefectura așteaptă de la dumneavoastră propuneri de membrii de comisii pe care nu i-ați făcut, dar, repet, nu spăl rufele în afară. Le spăl în familie. Și știți bine situația și asta o să o discutăm. Nu văd niciun rost la ceea ce ați spus dumneavoastră, dar nicio problemă, noi o să ne continuăm discuțiile, pentru că ceea ce spuneți dumneavoastră nu are nicio legătură cu realitatea. V-am lăsat să vorbiți, vă rog să mă lăsați să termin. Vă rog să mă lăsați, v-am lăsat să vorbiți și v-am spus. Tema aceasta o discutăm, tema aceasta o discutăm în separat împreună cu prefectura și cu dumneavoastră. Deci nu discutăm aici. Așteptăm după dumneavoastră să trimiteți reprezentanți în comisie. Bine, în regulă, în regulă, le discutăm. În regulă, le discutăm. Bine, domnule, în regulă. În regulă, foarte bine. Foarte bine, foarte bine, le lămurim în regulă. Nu este o temă care să o discutăm cu colegii, pentru că este o problemă care ține strict de instituție. Gata, am terminat discuția cu această temă. Îmi cer eu scuze, după o ședință atât de plăcută, zic eu, nu era cazul astfel de intervenție, dar, în fine, eu îmi cer scuze pentru ceea ce... pentru modul în care s-a încheiat. Pentru modul în care a început mai mult și cum a continuat, din punctul meu de vedere, aprecieri domnului Busle și încă o dată mulțumiri Liceului de Artă pentru momentul inițial. Vă mulțumesc!